Într-adevăr, întâlnim un adversar foarte bun mâine seară, un adversar care își dorește să câștige campionatul, cu un antrenor nou și la ei, cu o schimbare de sistem, o echipă ofensivă, o echipă bine organizată defensiv. Se văd niște lucruri de când a venit Mirel acolo. Ne așteaptă o partidă foarte grea. Și totodată una specială pentru dumneavoastră, nu? Și pentru Mirel. Este vorba de, cu el, la asta mă refer. Este vorba de un joc între Craiova și Steaua și este un joc normal de campionat. Nu trebuie să ne gândim acum că joc eu contra lui Mirel sau... Păi dacă sunteți antrenori. Asta e altceva, că ne cunoaștem foarte bine, dar nu trebuie să acum să găsim așa un duel așa aprig între noi doi. Prietenesc. Este clar, da, că fiecare își dorește să câștige, da. Vom vedea mâine seară care va reuși. Ieri la conferința de presă, Mirel Brădoi a spus primul 11 da? Al echipei dumneavoastră. E bine dacă îl știe. Îl știi și dumneavoastră pe acelor de la Craiova? Păi nu știu de unde îl știa el ieri, dar în fine, dacă el îl știe, foarte poate bine. Poate vă cunoaște bine și de asta. Da. Este și un joc așa psihologic? Posibil, orice este posibil, da, da. E o miză foarte mare la acest meci, ambele echipe șchioapătă în campionat. Da, așa e. E momentul în care una, în cazul victoriei, se ridică și cealaltă se îngroapă, ca să zic așa. Este clar că amândouă echipe nu avem începutul de campionat pe care ni l-am dorit. Dar noi am obținut în plus această calificare în grupe, ne-am îndeplinit un obiectiv. Într-adevăr, campionatul este lung, dar trebuie să începem să câștigăm. Și îmi doresc acest lucru să începem de mâine seară. Cum stau lucrurile la echipă după acest egal cu Anderlecht? Un rezultat bun. Echipa a făcut un joc bun din punctul meu de vedere. Puteam să și câștigăm jocul pentru că ne-am creat ocazii de a marca. Ne-am ridicat la un nivel bun, spun eu. Chiar dacă am schimbat anumiti jucători, am venit cu jucători foarte tineri. Am reușit să ne ridicăm la nivelul celor de la Anderlecht, pentru că, din punctul meu de vedere, sunt o echipă bună, o echipă care mie mi-a plăcut, am analizat-o și la meciul cu noi au venit și cu multe lucruri noi în plus, pe faza ofensivă mă refer. Mie mi-a plăcut Anderlecht ca echipă și mă bucur că noi am reușit să ne ridicăm la nivelul lor și chiar în multe momente de joc să fim peste ei. Sincer, acum nu s-a acumulat oarecare frustrare așa din prisma faptului că n-au venit victoriile? Da, într-adevăr așa este, pentru că de când am venit eu am pierdut doar 3 jocuri, unul în campionat și 2 în Europa. Și în Europa cu unul dintre ele cu West Ham, o echipă foarte bună. Dar nu am reușit să câștigăm în campionat, am făcut multe egaluri, dar jucătorii trebuie să aibă încredere în ei. Noi, stafful, cei din conducere, avem încredere mare că vom reuși să obținem victorii și să urcăm în clasament. Îl cunoști bine pe Boban Nicolov, ați fost colegi, nu? Da. La Viitorul. E jucătorul... Acum 10 ani, da. Când erați tineri amândoi. Da. E jucătorul de care ai nevoie în acest moment? Da, este un jucător cu experiență, un jucător care a evoluat în cupele europene, la echipe bune din Europa. Cred că ne va ajuta foarte mult. Este un caracter frumos, îl cunosc foarte bine și sunt sigur că se va integra foarte repede. Cum s-a ajuns la această variantă? Păi din... Florin Tănase, care este prieten cu Boban, vorbim cu patronul, întrebându-mă pe mine, pe meme, am ajuns la această concluzie să-l luăm. Faptul că ai lucrat cu el și îl știi destul de bine a contat. Nu am lucrat cu el, am fost coleg. Ai fost coleg, am fost da. Colegi de echipă. Îi spuneai și atunci, îi mai dădeai, că tu erai mai cu experiență. Păi da, spuneam la toți atunci. În perioada aia când era Viitorul, gândește că eram singurul care jucasem în Liga I când am promovat și mai avea la Arie vreo câteva meciuri până la Farul Constanța în prima ligă. Și el era primul stranier de la Hagi, cred. Da, atunci. Dar era de când m-am dus eu acolo, era de mult timp în România, vorbea limba română, era ca și al nostru. Cum e om, Rani? Cum e? E posibil să-l vedem? Sau? Nu, este foarte bine. El este într-un program integrat așa și cu echipa și separat. Este bine. Am avut discuții cu el, sper ca, eu știu, să fie sănătos în continuare și după ce se va relua campionatul să fie ap de joc. Câte kilograme a reușit să slăbească până acum? Pentru că chiar el îmi spunea că a slăbit 1,5 kg până acum, mi-a promis că va slăbi mai are o săptămână la dispoziție, că va ajunge la 90 de kilograme și cred că va ajunge, pentru că
Am văzut așa că are ambiții. Pauza asta te ajută? O să ai lipsă câțiva jucători, 4 la Naționala Mare, 2 parte sau dacă nu mă înșel. Avem 10, 11 jucători plecați la loturile naționale. Și cum începând de la Naționala Mare, eu știu, tineret, under 20, under 19, sunt 11 jucători din lot, sunt plecați la Naționale. Cum au primit vestea că vor fi convocați la echipa națională mare, cei 4? Îți dai seama că să fii jucător de fotbal, să fii chemat la echipa națională, este o mândrie și cu toții sunt bucuroși că poți să fii la echipa națională. Iată că Florin Niță a ieșit din schemă de această dată. Există un semn de întrebare acolo, cine va fi titular, pentru că niciun dintre cei trei nu are experiența necesară. Nu știu, asta trebuie să întrebați pe Edi. El știe cel mai bine, el îi vede la antrenament după aia în fiecare zi și el cu, eu știu, Leo Todor, care se ocupă cu portarii. Dar și voi l-ați avut, scuze, l-ați avut pe Ionuț Radu când erați la tineret, îl vedeți putând face față la prima echipă? Că el pare așa, apărând în Serie A. Dar atunci când l-am avut noi, el nu apăra în acel moment. Acum este clar o schimbare la el, pentru că apără în meci de meci în Serie A și din ce am văzut a făcut-o bine. Este o soluție pentru echipa națională. E și Târnovanu în lot. Și el este o soluție. Toți trei portarii sunt soluții. Pe David Popescu l-a simțit afectat de faptul că nu a fost convocat la Naționala Mare? Nu știu, acum în sinea lui poate, îți dai seama, îi dorea să fie la echipa națională, dar el va fi la Naționala de tineret. În momentul când va avea jocuri foarte bune la noi, cu siguranță va fi din nou la echipa mare. Dar te-ai gândit sau ai purtat sau urmează să porți deja discuții cu el personale, mă refer, să-l consiliezi un pic? După tine, așa crezi că am vorbit cu el până acum? Câte discuții ați vorbit cu el? Te întrebam. Păi am vorbit de foarte multe ori. Știu că ați vorbit, dar vă întreb. Am vorbit de foarte multe ori cu el, da. Cred că la 3-4 zile așa vorbesc cu el, vorbesc cel mai des cu el. Pentru că este un copil care are calitate, îmi doresc de la el în fiecare zi să antreneze bine și la un moment dat, cu siguranță, va avea și evoluții bune. Este greu la această vârstă să înțelegi faptul că mai trebuie să mai sari și câte o convocare atunci când nu ai evoluții? Da, trebuie să înțeleagă, normal, pentru că este un jucător tânăr, are 20 de ani. Cum am spus mereu, jucătorii tineri nu au o constanță în jocuri, dar va veni momentul când va juca bine și echipa va câștiga. Nu credeți totuși că banderola la pasă puțin așa, pare că au venit foarte multe deodată și convocă la echipa mare și capitan la club și se vorbește foarte mult. Este al doilea capitan, nu dar trebuie să-l apese, pentru că atunci când am decis să fie capitanul echipei, am decis pentru că are niște calități, a arătat-o anul trecut, am vrut să-i dau și mai mare încredere, dându-i să fie al doilea capitan și nu cred că asta ar fi o problemă. Spun asta pentru că este cam singurul caz, mă refer la România. Toți fotbaliștii tineri care au valoare și au plecat din România, mă refer la Rare și Lie, la Mihaila, la niciunul nu a purtat banderola la echipa. Știi, trebuie să mai avem alte cazuri. Am făcut noi un caz aici, l-am pus pe el capitan. Păi da, asta era întrebarea. Cum am făcut și cu Tănase, când a venit de la Viitorul atunci, l-am pus capitan de echipă. Și iată că Tănase după aia a fost capitan de echipă și după s-a transferat, a devenit golgheterul echipei 2 sau 3 ani la rând. Apropo de Tănase, a spus ieri că șansele FCSB-ului pentru titlu sunt foarte mici. Voi vă mai gândiți? Noi ne gândim, momentan ne gândim să ajungem cât mai repede în zona de play-off. Apoi vom vedea dacă reușim să ajungem în play-off, cu câte puncte vom fi față de primele locuri. Dacă? Dar cum? Dacă veți ajunge? Păi, pot să garantez eu că luăm campionatul sau că... Ne-am făcut niște calcule și noi mai avem 22 de etape, câte etape ar trebui să câștigăm, cu câte puncte s-a intrat acum un an, acum 2 ani. Deci ați început încerca... deja să faceți niște calcule. Păi eu mi le fac, îți dai seama că îmi fac calcule, că normal. De când ați început să le faceți, apropo? Că până acum era clar, play-off, titlu... Dar mereu fac, de când am venit. M-am gândit cu câte puncte trebuie să intrăm în play-off, eu știu din primele două locuri, cu câte puncte trebuie să intrăm în zona de play-off. Da. Asta, dacă nu vin și vi le spun vouă, asta nu înseamnă că nu fac calcule. De asta ați și menajat jucătorii în meciul din Europa? La ultimul joc, da. Te referi? Da, pentru că am spus-o după jocul din Europa, că am jucat din 3-3 zile cu aceia jucători și am simțit, eu știu, nevoia și discuțiile pe care le-am avut cu ei să schimbă anumii jucători. Sincer, pentru că obiectivul nostru principal din acest moment este campionatul, din momentul când ne-am calificat în grupe. Coman și Cordea, cum sunt?
Sunt ok, au făcut antrenament, sunt bine. 100% apți. Da, spuneam Mihai Stoica că au avut anumite probleme. Da, au avut anumite probleme medicale și la Coman a fost o anumită problemă medicală. Astăzi a fost ok. Pentru că de asta spuneai că știau de echipă. Eu, de exemplu, astăzi am aflat de Coman că se va antrena 100% cu noi. Apropo de primul 11. Și apropo de Mirel, sincer, când ai vorbit ultima dată pe el? Am vorbit după ce au ratat ei calificarea în Israel. Și de atunci în Europa. Noi... Nu, nu. Pentru că a avut și el meciuri, eu am avut meciuri, cred că stăm acum să vorbim de zică. Și mai, știu, dar a fost și el cu meciurile lui, eu cu meciurile mele. Într-adevăr, după meciul din Europa, eu știu, la două zile am vorbit cu el și l-am încurajat, pentru că a fost aproape de acea calificare în Europa. Este greu să vă bazați pe anumiți jucători după ce patronul declară public că aceștia vor pleca din iarnă? Mă refer la Dulca și la Rus. De ce? Ei trebuie să rămână la echipă, să anteneze, când intră pe teren să joace bine și dacă Rusul intră până la iarnă și dă 10 goluri, crezi că nu va rămâne? Nu? Adică din experiența dumneavoastră care o aveți cu patronul de atâția ani și ca jucător, există oricare jucător când intră pe teren trebuie să dea totul. Că de la un meci la altul se pot schimba foarte multe lucruri. Cum și la noi, ca și echipă, de la un rezultat la altul, după meciul cu Viking, eram cei mai buni toți, eu eram cel mai bun antrenor, să zicem așa. După am pierdut n-am câștigat două meciuri în campionat, toți eram zero. La fotbal se poate schimba imediat. Azi ești cel mai bun, mâine ești cel mai slab. Apropo de chestia asta, spuneați înaintea meciului cu Andrele că nu simțiți presiunea postului în pericol cu mafia. Uite, la Dan Petrescu se vorbește de o plecare, tot la fel, cu rezultate mai slabe. Cum vedeți dumneavoastră lucrurile astea? Rezultate mai slabe? Nici el nu are rezultate slabe. Că el a calificat echipa, dar el cred că acolo este vorba că el e de foarte mult timp acolo. Eu am venit de o lună și jumătate la echipă și am reușit împreună cu staff-ul, cu cei din conducere, cu jucătorii, să ne calificăm în grupe după 5 ani. Am făcut o performanță. Acum un om care vine și, eu știu, califică echipa și intră în club vreo 6-7 milioane de euro, îl dai afară după o lună de zile? Tu dacă ai o afacere, l-ai dat afară? Eu, dacă îți aduci un om și mai vine cu 2-3 și cu cei și îți aduce câteva milioane în firmă, îl mai dai afară după o lună? Nu mai ții și pe el acolo să vezi. Poate mai aduce ceva milioane, eu știu. Depinde și de obiectivul pe care îl are. Da. Că dacă este play-off-ul și ratezi... Dacă se ratează, e normal că... Dar noi nu vorbim de ce se întâmplă peste 5 luni. Noi îl spunem de acum. Da, exact. Dar ar fi un avantaj pentru... Este clar că în fotbal, dacă nu ai rezultate, antrenorul este cel care plătește. În momentul când nu mai există încredere că din partea conducerii că nu poți să duc echipa mai sus, este clar că ne strângem mâna, nu? Ar fi un avantaj pentru FCSB plecarea lui Dan Petrescu, o eventuală plecare? E el cel care nu vreau acolo... să comentez ceea ce se întâmplă la alte cluburi, pe mine mă interesează ce se întâmplă la echipa mea.